Bine v-am găsit la un episod de GTA 5 cu Robert. Astăzi ne-am gândit să vă arătăm o secțiune de canalizare, de fapt, cu jet ski-urile. Și după aia să vedem, poate facem niște haos. Conduci tu? Întotdeauna, opa. Da, nu prin pereți. Nu încerc. Și să naști pe uscat, bineînțeles. Nu, ce mișto se vede. Da. Hai, busulica, mai repede. A, Ce? frână? Opa. Sau? 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 Nu. Am încercat. Am ridicat botul și am sperat că pot să sar. A, nu puteți să trecem? Ba da, mai e un detour. Dar ne scoate prost. Da, uite, chestia asta n-am luat-o în calcul. Ha! Înapoi, acolo. Super. Hm? Pe aici, dreapta, în stânga? Da, stânga, acolo. Dar nu cred că ne duce unde Nu trebuie. ne ducem unde trebuie. Era mai lung pe partea aia și săream unde trebuia. Dar hai să vedem unde duce și ăsta. Duce a... Te-ai dus. Lol. Merge! Serios? Ai luat-o pe asfalt și... Ai intrat în apă? A... Cred că A... nu l-am mai. Da. Un pic așa. A mers. A mers că era apă, știi? What is not the answer but it sure is fun, vezi? Da. Ce vrei să-mi cu piciorul? Haide, haide. No, dacă fugi spre ea, parcă se mișcă. A? Când fugeai înspre ea, parcă o împingeai. Na, hai sus. Nu! Hai că pierzi timp. Deci mi-e jet ski-ul tău. Pa, jet ski. Ui! Opa, mai ușor, mă. Ușor că mănânci asfaltul. Nu merge. Ar fi Am o șmecher idee. să deschid astea. Nu se deschid. Deloc? Deloc. Nu există... Nu. Oare ești pe sus ceva? Nici, nici. Hm? Întoarce-te, întoarce-te. Ai încredere în mine, întoarce-te. Ce faci, mă? Atinge un pic asfaltul și se ridică ciudat. Uite acum, mergeam pe beton. A, player left. Ți-a picat sesiunea sau mi-a picat mie? Ție ți-a picat. A? Ție ți-a picat. Te-am omorât. E mie mi-a picat. Ție A, ți-a picat, picat. mie nu mi-a picat. A? Hai. Da, dar poți să intri la mine dacă... Nu, las că intru Nu, la intră tine. la mine, că e plină sesiunea. Oricum s-a blocat jet ski-ul, by the way. Da? Da, adică... Abia prinde puțin apă și... Bă, da. Pe scurt, să vă arăt pe unde vreau să o luăm. Planul era de aici, să trecem așa. Aici ne-am un pod molit de bucățica aia de metal. Podul. Ne duceam așa. E, și aici săream frumos într-un lac și ne duceam aici pe râu și încercam să sărim de aici, dar nu, aici este vila mare. Și ajungeam în acest lac. Și planul meu era să ajung aici. Dar, din motive tehnice, aparent nu o să ajungem. Nu dispera, Bosulica, nu dispera că reușim noi. Știi că odată ce ne punem mintea la ceva, reușim, nu? Da, între timp, până intră Robert, eu o să caut o metodă să văd dacă se pot deschide porțile astea. Dar nu, nici eu nu cred, dar... Speranța mare ultima. Nu? A, nu știu ce să zic despre asta. No? Hai că vin cu viteza lui Dumnezeu spre tine. Dumnezeu are viteze? Da? A, nu pe bune. Așa. Nu știu de ce, Doamne, iartă-mă că s-o sesiunea. A, azi mi s-a întâmplat și mie de vreo 2 ori în sub 3 minute. Aici nu poți să intri. Hai că vin. Ia să vedem pe aici dacă urc. Să-mi pun ce pun după tine. Unde ești? Unde ești, mă, băbuță? Aici, sus. Aici te-am găsit. Hai că vin, 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 vin! Mamă, 3-4 km. Nu, mai bine. Are timp mecanicul să-mi aducă mașina.
Ți-am zis că putem să folosim mașinile, să împingem jet ski-urile. Cum? Ce? Putem să folosim mașinile, să împingem jet ski-urile peste... A... Să mergem mai departe. Da, dai cam mare bătaie, de cam nu știu dacă merită. Merită. Vrei tu? Da. Atât de tare? Da. Pe atunci mi-aduc insurgentul. Na, nu ne trebuie insurgent. Trebuie să-l luăm. Ba, e cel mai recomandat. Care greutatea aia? Nu greutatea contează. Hmm? Valoarea. Trebuie să ajungem aici. Îl las acolo și trebuie să mergem să luăm jet ski-ul. Au. Măriși? Opa, unde ești, mă? Mă urc în insurgent și mă duc să las acolo, la destinație, să... Am blocat. Iar? M-am deblocat. Bravo. Hai, vino... Vin, mai îmi spune ce să fac. Știi unde? Nu. Bravo. Azi văd mașinuța. Stai și tu pe loc. Acum mă opresc. Fac, pun că puțin aici și la stânga, e... The spot. Aici. A, mă, serios? Ce? Era o bordură, știi, unde nu trebuia să fie. Dar am sărit-o. Unde ești, unde ești? Aici, ai urcat înăuntru. Sau nu, vino cu mașina pe mine. Poți? Ieși, intră. Despre ce vorbim? Nu știu. Țevi! Lasă-mă alea în pace. Stai-mă puțin, mă duc, da, mă duc să-mi caut jet ski-ul. Nu cred că mai am. Vino să mă ieși și hai să mergem... Stai, că nu mă las. Nu mă las. Nu mă las. Merryweather. Da, nu mai e. Hai, vino încoace. Luăm elicopterul repede. Vin. Până-ți vine-ți elicopterul, mă întorc. Hai că n-ajungi. Până la... Unde-i mai aproape? Iahtul meu sau... Roata. Nu, e departe roata chiar. E mai aproape iahtul. Opa, scuze, nu te-am văzut. Bravo. Scuze. Bine că acum trebuie să fug jumătate de oră pe jos. Scuze. Bine, dacă mi-aduci aminte și tu m-ai lovit pe mine cu arma. Și am murit când nu trebuie. Hai noroc că n-am taser-ul. Că atunci mi-a dat hacker-ul pe... Eu de pe ăștia pleacă acum. Păi da, că m-ai omorât. Și pierdem timp aiurea. Bun. E vina mea că stai după colț? Și acum nu pot să-i chem. 3 minute. Bravo, boss. Iartă-mă. Uite banii tăi. Nu dispera. De fapt, stai. Dar nu crezi că ajungem cu asta mai repede? Nu. Player left. Ce ai făcut? Crash? De la Windows 10. Iară? Ce amuzant fugi. Bă, dar nu mai sunt, frate. Nu mai suport Windows cu update-urile lui. Dar tocmai ai făcut, nu mai are ce să fie acum. Poftim? Tocmai ai făcut, nu ar avea de la ce să fie acum. Dar pare că peste vreo 2 ore găsesc updates. Dar faci tu mai multe. Cum să fac mai multe? Că n-am cum să fac mai multe. Dacă aș putea să opresc update-urile de la Windows, aș fi cel mai fericit copil. Mă rog, copil. Că nu mai sunt copil. Sunt un bărbat în toată firea. Da. VIP abilities, Buzzard.
Yes. Du-te. Mă duc. Du-te. Încearcă să intri înapoi. Ce pot să da, zic? Da, intru înapoi. Du-te, ia un jet ski. Asta, că okay, uite, vin după mine ăștia. Repel... Repeler.com? Ce? Am citit inițial Repel Telecom pentru o clipă. Și... Da, da, da. Frigid. Sau Frigid. Frigid. Mi se încurcă limba. Challenge stupid. Cel mai multe hecheaturi. Încă un motiv să se omoare oamenii între ei. Da, de parcă nu erau suficiente motive. Ia jet ski-ul și du-te pe râu. Am ajuns pe iaht. Sau așa. Tam, 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 tam. Ce țin, se încarcă sau îți dă crash? Nu. Ce nu? Nu se încarcă sau nu dă crash? Nu, se încarcă, se încarcă. A, slavă Domnului. Că la tine de obicei când îl apucă să dea crash, nu mai iese. O să-mi iau de 20 și o să vin spre tine. Hai că am plecat spre docuri. Și ce era bun acum? Hmm? Un elicopter din ăla care se ridice. Nu cred că pot să-l prind. Adică nu cred că are un anchor point asta să prind cu elicopterul ăla, dar da, în general era super lejeră ideea, adică veneai tu cu elicopterul, mă săltai și trecea mai departe. Totul pentru o bucată de metal, adică da. Să nu disperăm. Ale, m-am făcut VIP și nu pot să mă pun în pasiv. Și e challenge-ul ăsta. Sper să nu mă vâneze. Și nu poți să scoți VIP-ul? Ba da, dar pe aia am cooldown prea mare și... Merită pentru Buzzard-ul ăla, că mă scoate din multe situații nasoale. Că se spanează foarte aproape de tine, ai văzut și tu. Și ce am observat? Când ăsta merge pe jet ski, nu se udă. La mine se udă. Se udă dacă cad, să zic așa. E nașpa dacă nu te uzi. Bă. Adică gen că nu merge sistemul. Da. Mecanismele. Grafica, mă, nebunule. Grafica. Da, da, domne. Cine te ascultă, te crede. Am intrat cu tine, n-am intrat cu tine. Hai că am ajuns cu jet ski-ul acolo. Să încerc ceva. Sper să meargă. Aha! Ce crezi? Am trecut fără insurgent. Trebuie să vezi pe video ce am făcut. M-am lovit de bucățica aia din centru de beton. M-a aruncat strâmb suficient ca să mă lanseze peste. Am făcut slide pe aia, am derapaj controlat așa un pic și pe aia m-a trezat înapoi. E foarte șmecher manevră. Dar cred că dacă mă pui să fac încă o dată, cred că trebuie să fac 3 retry-uri. Așa că pune video-ul ăsta în ramă. Ce, da, crash? Da. Bă, da, nu înțeleg mult, frate. Nu înțeleg. Ia, uite, ce vorbesc aici, băieți? Ce vorbesc? Any hackers here? Nu-i totul mai hacker? Point taken. Cicătușe. Oamenii se țin de glume. Ce puțin. Ai ajuns? Da, ai putea să spui și asta. Știi că atunci la... Doar că poți să chemi muzina. Acolo unde se termină barajul ăla, e destul de mare și gen trebuie să o iei pe sus, nu poți să o iei în continuare pe apă.
Și am sărit și n-am avut suficientă viteză să sar dintr-o parte în alta. Noroc că turreted limo free. S-a spanat sus, la naiba. Trebuie să cobor cu limuzina jos. Așa și som ping. Pentru că o să rămân aici. Sper. Întrebarea e dacă reușesc să cobor cu limuzina întreg fără să o scufund. Dar have no fear, șoferul is here. Și ah, cât de șofer sunt. Am reușit. Așa. Și nici n-a dispărut jet ski-ul. S-a dispărut jet ski-ul? Nu. No. Pardon, doamnele. Cine stă în costum de plajă pe un dam abandonat să facă plajă? Pe bune. Și știi cât, era? Hmm? Erau... Când am venit, erau 8 sau mai mult. Ghiști ce... A, nu pot să cred. Hai, mă. Ce? A luat foc... jet ski-ul. Ce l-am împins așa un pic pe asfalt. Mă rog, ideea e că am ajuns unde vroiam, oameni buni. Pentru că de aici, din cum vedeți, nu prea mai am unde să mă duc. După cum vedeți pe hartă. Așa că... Să o luăm un pic așa ocolit. Ai ajuns la barai? Da, și acum mă duceam pe secțiunea aia mică de râu, pe unde nu prea poți să mergi cu jet ski-ul decât așa la limită. Și încerc să văd dacă o luam pe aici, dacă aș fi putut să urc. Da, mă îndoiesc. Și fac off-road cu limuzina, pentru că, da... Aoleu, n-ai de... Editai barajul aici. Gen, nicio șansă. Nici măcar... Cu avânt. Ca să înțelegi, barajul este de Hai, mă? Ce? Limuzina off-road. Știi limuzina asta, îmi place de ea. Aia la armură? Da. Bun, am ajuns la baraj. Ia să vedem. Ca să înțelegi, e un perete drept, nici măcar nu e în pant așa un pic să zici că reușesc să-l urc. Nici pot să mă urc cu camera în sus prea mult ca să-l văd perfect. E un perete de... Știi, în joc, vrea să pară un... 80 de metri din ochi așa, sau 100, știi? Dar așa cum îl văd eu în joc, e undeva la 30-50 de metri. Deci fii atent ce bug. Deci am dat de două ori join pe tine și nu m-a băgat cu tine în sesiune. Și nu te-a băgat cu mine în sesiune? Da. E full. E sesiunea full? Da. Oricum, am arătat ce vreau aici. Hai că schimb eu sesiunea atunci. Ca să intri și tu. Am dat. Stai că încă n-am, nu mi s-a schimbat. Să-mi zici... Să zici ce vrei să facem. Ce să facem? Da. Am putea gen să căutăm un tramvai. Vrei să faci acum ăla? Da, da. Dacă nu mai ai probleme cu jocul... Asta se întâmplă când faci emisiune live. Bă, dar nu mereu, adică ai momente în care... Da, știu. Joci 3-4 zile, n-ai nicio problemă. Ai momente în care... Am momente în care creșuri. Îmi bag updates pe gât și îmi dă... Not responding. Eu n-am avut niciodată problema asta, dar hai. Cred că și eu am sesiune full. Am schimbat eu sesiune, să văd unde m-a băgat. Am doi oameni în sesiune. Și de amândoi au clanul cu numele Bani. Bani? Da. Ne schimbăm și noi în valoare? Am putea, cred. Intri la mine sau vin eu la tine? Nu, intri tu aici, că e liniște, ne facem asta, nu ne mai omoară nimeni. Iar aștept să schimbi. Dar nu prea avem pe mine, de fapt. Ce?
Nu vreau să zic că dacă ne primim cu tramvaiul și facem chestia aia, n-avem pe cine să omorâm, dar... O să se umple sesiunea, că o să intre. Facem și noi pauză Ah, ce pauză. de la omorât. Bă, aiu poți să-l omor oricând și poliția. Da. Ce-ai, dragă, te-ai trezit din somn? Mergeai să-mi pedica de burdură, așa, cică, hop! Avut cam mult. Da. Șina de tramvai fiind pe aici, nu e pe Șina aici. de tramvai, șina de tramvai. Da, bine, eu bocau pe hartă, că nu mai știu. Aha, uite-o. Am Pe intrat, aici. am intrat, am intrat. Ia zi. Trebuie să vin să te iau, nu? Ia, mă. Nu, mă, nu veni să mă iei. Lasă că vin eu după tine. Vii tu după mine? Bani? Ești nebun. Zi tu că nu-i crezi. Da. Bani, bani, beta, beta. Banii lor sunt beta. Hai că vin eu după tine. Adevărul că eu sunt VIP, tu trebuie să vii după mine. Da. Dar nici măcar nu sunt bodyguard, tu ai putea să-mi trimiți și mie o din aia. Aș putea, nu? Ai putea. Și fecit? Mamă, te voi proteja cu toată dragostea Aaaa. de băiețele. Bine, am glumit, îți dai seama. Did you know? Nu aș trebui să mă duc, să vin după tine. Să vin după tine. E pe la Benis, pe aici. Opa. Țuică, țuică, țuică. Vin. Țuică pălincă. Aoleu. Leo Ciaoc. Ce Leo nume? Ciocapic. Stai și tu pe loc. Aproape am ajuns. Da, am Auzi, ajuns, Luca de VIP, fapt. de ce ești jos? Pentru că sunt VIP. Culoarea se alege random, nu mi-am ales eu. Dacă insinuiești ceva. Nu știu. Am câteva dubii față de tine. Mi-ai afișat o dragoste în ultimul timp cam... În GTA, în special. Mai ales nici... A, ești sub. Nu, no, sunt sus. E sus? Sus, uite-mă în stație aici. A. Pe peron. Iau înapoi. Aștept tramvaiul. Vine? Nu-l văd încă. Dar de obicei n-aștept mult. Hai, vino cu aici. Șoferul. Ia, uite-l, mă. Dă-te, mă, jos din mașină. Vine tramvaiul și o să te calci. Sau o să mă calci pe mine, una din ele. Vine tramvaiul. Metrou ușor, te rog frumos. A, bă, poate nu merge tramvaiul, că lași-l acolo, gen, nu vrea să plece, să vezi ce să fac. Îți dau de-astea. Ah, știi că poți să-mi pui știi... Da, nu-l omorâm. Sunt curios dacă se oprește tramvaiul și nu mai conducem, sau... Ting-tang. Mamă, frânează jumătate de oră. Se deschid? Atenție, se deschid ușile. Ping-pong! Urmează stație. Mamă. E, vezi? Nu mai e mașina ta de vină. Ia mă. Nu, mă, ia-ți mașina de acolo. Ia. De ce ai făcut asta? A, gata. N-am făcut nimica. Decât am îndreptat un pic arma spre el. Opa! Ajută-mă! Am reușit ceva eu aici. Mă vezi? Eu te văd pe tine. Încearcă să te urci tu. Eu nu pot să mă urc, n-am... Dă-te jos din mașină și urcă-te repede pe mașină și pe aia pe el. Așa. Poți? Nu, că trebuie mai aproape mașina. Dar știi că ăsta se uită sus. Să uităm sus? Da, se uită în sus. După mine?
Da, opa. Și te domină, te arunca la gunoi. Ha-ha, vezi? Dacă nu parchezi și tu mașina ca un om, te aștept la următoarea stație. Nu știu care e. Uite-te după mine. Vai. Unde e următoarea stație? Te aștept să facem haos. Bravo. Dă-te jos și vină și repede, urcă-te repede. Unde să mă urc? N-am cum. Păi în fața lui. Prea târziu acum. Încearcă să vii după șină. Vreau să nu cazi jos. Da, știu. Mi-am găsit și mașina, să-mi bag picioarele. Da. Haide. Shift. Nu merge. Aaa. Vin după tine. Vino, hai că coboară în jos în curând. Coboară în jos? Păi coboară în sus din când în când, mai știi. Mamă, dar merge ca tramvaiul 5 ăsta. Haide! Au. Nu te grăbi. Hai că mă duc să aștept în cealaltă stație. Ia uite-mă. Mă las-o și tu pe contrasens, nu o lăsa în sensul sau. Așa, las-o acolo. Și hai. Vin. Dar unde mă urc? Stau pe peron? Da, stai pe peron. Pe peron? Eu te puște! Păi da, că i-a venit eu cu armă. A, s-a deschis ușa. Hai înăuntru, merge. Da, mă. A, s-a deschis. Da, băi. Nu! Vai, cum mi s-a dus piciorul, nu pot să cred. A, știu ce să fac. Îți fug mașina. Vai. Ce? Cam filmele cu... Te-ai urcat? A, nu mergem. Că ai mașina aia cu... Gata. Gata? Tu m-a băgat pasageri. Gata. Mamă, ce viteză fabuloasă. Nu? Am intrat în tunel. E ok. Te simt că o să fiu decapit. S-a oprit un tunel, ești nebun? Păi, s-a întâmplat eu. Nu pot să mă urc și e ușa deschisă. Chiar trebuie să aștept să ajungă până în stație să pot să intru înăuntru, pe bune? Plutește un pic. Ce? Plutește. Cine? Tramvaiul. O să vezi pe video. Când te uiți aici special în tunel. Da, mă, mergi mai repede. Da. Chiar ar trebui să sperie când trage așa în el și să... Nu te duci în față? Ba da. Opa. Are rău să întrebi ce s-a întâmplat? Nu. Pe bune, cum? Sau ce ai încercat să faci? Am vrut să dau o grenadă în față, în speranța că îl voi opri. Și unde ești acum? Sus sau jos? Sunt deasupra ta. Deasupra. Pe pământ. Bă... În ce direcție o ia? Înainte, în direcția în care sunt eu. A, gata, vin, nu știu pe unde o ia. Încearcă să estimezi, dar... A, cred că se duce la aeroport. Știi că există stație la aeroport, cred. Da, mamă, adevărat că e lent. Păi dacă ar merge așa metrou la noi, mai bine mergi cu bicicleta. Pe bune. Uite, are o stație aici. Poate reușesc să mă urc. Nu văd. Ai reușit să mă urc. Ai reușit? Finally, da. Bravo, boss. Hai, mi-a dat stăruț. Unde era hata restul stației? Am zis că mi-a dat o steluță și Vatmanul nu vrea să mai plece. Ah, ba da, a plecat. Ce, după el? Am crezut că s-a speriat și nu vrea să mai plece. Și na.
Nu știu unde trebuie să urce. Bă, dar e periculos de tot ăsta, merge cu ușile deschise. Merge cu ușile deschise? Da. Am găsit un bug. A. Nu merg dial-urile de accelerație și de viteză, deloc. Gen, sunt niște poze ieftine. La schimbare, radio, aer condiționat, stație. No. Și mâna aia chiar o ține pe ceva. Sunt curios, sunt curios dacă o mișcă în momentul în care accelerează sau frânează. Bă, mai are mult până iese la suprafață? E o stație aici de metro jos. Alta. Are ceva stații sub pământ ăsta. A? Are ceva stații sub pământ. Ideea e să facem haosul la suprafață și când intrăm aici jos, e decât să ne urmărească înăuntru, știi? Da, eu nu pot să iau pe acolo, că... A, acolo întoarce. Aici? Da, e o buclă, o să o ia în dreapta și o să se întoarcă, e sub aeroport. A, da. Păi încearcă să găsești gura de metrou și să ne aștepți acolo? Da. Numai dacă aș găsi gura de metrou. Nu sunt chiar așa de ușor de găsit. În bucla de la aeroport... Aș bănui că e jos, pe dreapta, dacă mai știu bine harta. Să văd acum. Aici mai mult ca sigur nu e. Haide. O să fie un episod foarte lung ăsta. Poftim? O să fie un episod foarte lung ăsta. Nu găsesc gura de metro. Cred că am învățat traseul de la metro, să-mi bag picioarele. Ah, la naiba. Pe aici nu. Pa, 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 pa. Doamne. Ce-ai pățit? M-am pățit. Hai că am ajuns la o gură de metro. Ești tu pe aici? Nu. Da, unde ești? Încerc să găsesc o gură de metro. Ah, ok. Da, aici eu zic să ies o caut. Să mergem acolo înapoi și să ne urcăm de acolo amândoi. Stai puțin. Că durează prea mult. Chiar gen, cred că am depășit deja... jumătatea de oră, știi? Hai că ies la suprafață. Hai, ieși la suprafață. Vine să mă iei? Nu vin. Bine, vin. Your soul shall suffer. Mi-ai lăsat mașina în... e afară. Mamă, cât am fugit pe aici. One shot, one kill. Cine? Poliția. Da, uite, m-a dat lângă tine, super. Nu-mi place. Ia uite, ce mașină e, frate? Ai aterizat în picioare? N-am căzut. Ah, eu ne-am văzut. Nici nu mai atins. Am văzut că te-am luat pe capotă. Unde ai ieșit? Pe unde am ieșit? Da. Nu știu că am murit și nu-mi dau seama pe unde m-a dat. Hai că spun un point-ul. Vino... uite aici. Mă rog. Cam pe acolo. Dacă văd... metrou... metrou, tramvai. E metrou ușor, de fapt, știi, la ei. De ce? Că nu e greu? Da. Mamă, dar... ce vrei să faci cu mașina asta? Poftim? Ce vrei să faci cu mașina asta de arată în halul ăsta? Arată foarte bine, după părerea mea. Nu? Da? Nu? Da. Așa arată și mașina ta, nu? Eu nu vreau să-mi imaginez cum arată Mustang-ul meu. Simplu, nu mai arată Mustang, că arată Corvette. Trebuia să faci dreapta, dar e ok. Lasă că eu pe aici, fă pe aici dreapta. Da. No.
Deci că trebuie să fie sus. Haide, haide, haide. Mamă, ce trage mașina asta. E șmecheră rău de tot. E idolul tău. E... Pe dreapta aici, sau... Mm. Da, împinge-l. Uite ce de autobuz ești nebun. Da. De ce n-a curs prioritate? Vezi, lumea zice că ești un șofer rău. N-a curs prioritate la... Ia uite-mă. Și stânga. Iau invers. Adică să o invers că după aia ne băgăm înapoi, înăuntru și nu mai face nimica. Așa merge la suprafață. Mamă, dar cât de rapaș face pe roțile de față? Nu. Până pleacă din loc. Așa că prima stație care o găsești nu poți. Pe dreapta ne oprim. Dacă te ferici de perete, nu o să reușești să te ori, știi, nu? Sparta! Nu. Gata, poți să te opriști. Așa, și ne urcăm în direcția asta. În care o veni. Și, da, nu scoate arma până nu te urci înăuntru. Trebuie să vină din partea asta, de fapt. Bă, care e sensul de mers? Stai. Sensul mașinilor de mers. Bun, deci ar trebui să vină din partea aia atunci. Și să ne ducă în partea aia să facem haos pe autostradă. Vine, vine, vine? Nu vine. Mi-am pregătit arma. A? Parcul verde. Ce-ai făcut asta? Apărai cu verde și a zis că nu, că n-o să mă lasă să trag. Și mi-a dat și award headbanger. Vai. Te-a dat aproape? Da, m-a dat la metrou, jos. Te-a dat jos? Da. Urcă sus. Nu pot să urc sus. Ba da, e un lift, dar nu cred că merge. Urcă sus. Urcă în jos. Vine? După tine. Ce facem? Nu mai vine nimic? Vine, uite-l. Vine? Da. Ai inamici. Na, na, na. Alo, dă-li, 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 era să mă ori. Așa, hai deschid ușile. Tara, am intrat. Unde ești? Așa. Pregătit? Da. Nu prea poți să nimerești cine știe ce. Cum să nu? A, poți să spargi geamul. This is fun. Simt ca un terorist. Ce haios e efectul când le spargi roțile. Dar 200 roțe? Time to get explosive. Da, vrei să nu ne arunci în aer. Mam. Mamă, ce dilea are. Trebuie să trag mai în față. Unde-s mașinile? Opa! Mamă, cum s-a văzut. Ai văzut? Da. Și Caterinca. Așa. A,
Chiar, să nu te apropii de mine când trag, să nu ne lovim iară cu armă iurea. Da, știu. Din experiență. Trage! Ce vrei să mă cazi din... Mă descurc. Sunt pe doamnii stație? A? Sunt pe doamnii stație? Nu o să mai fie. Am geamul din spate. Păi da, că merge. Mai trebuie spart. Tu de gine să spargi geamul la uniform sau ce? Da, și încerc să, gen, să mă... Merge? La mine a mers. Și la mine. Dar depinde cu ce armă trage, am impresia. Faza este că m-aș da jos, știi, și m-aș urca. Unde? În spate, aici. Uite că am tras ăștia spart. Nu cădea. The slow death e ăsta, știi? Ce? Slow death e ăsta, merge așa ușor și noi tragem după orice. Mie mi se mișcă blănița pe haină. Fiecare cu ce-l doare. Mă, dar unde e poliția? Decât o steluță. N-am niciuna. Nu? Da. Și ai tras atâta? Da. Eu făcusem două măcar. Adică făcusem și o steluță, dar acum nu mai am niciuna, știi? L-ai omorât pe ăla? Da, da. Ce, pe ăsta, șoferul nu? Încă. De-ai un headshot. Ha? De-ai un headshot. De ce? A murit. Da? Doarme în post, uite-te la el, săracul. Dă-te. Să nu trag aici, lângă tine. Mă, n-a decurs chiar așa cum așteptam, că mă așteptam să luăm mai multe stele, în primul rând. În tren putem să facem mai multe stele. Pe tren? Da, pe... E unul în spatele nostru. Player? Da. Unde? Tu nu vezi pe hartă? Încă nu. Stai. Ba... Stai, e deasupra, nu e, mă. El crede că suntem și noi pe asta autostradă. Încheiem? Stai, boss, că trebuie să văd dacă pot să urc în spate acolo. Unde? A, vrei să te duci acolo în spate când se oprește? Da. Păi, o să vină stație încolo. Nu cred că poți să te urci. Nu cred că ai cum. Prin parbriz? Vrei să încerci sau ce? Da, prin parbriz. Încerc eu în față, îmi ducești tu în spate. Cum ar fi să mergi să-l dai pe ăla la o parte să-l conduci tu tramvaiul? N-ar fi mișto? Nu cred că e posibil. Nici eu. Știi ce ar fi interesant? Să meargă ăsta, să nu meargă la tren. Cum ar fi? Se oprește? Vine stație? Da. Mă pregătesc să mă dau jos. Nu cred că o să se oprească, că n-ai cine să-l oprească, remember? Sau? Aparent e automat. Uite, ți-am găsit mașina. E aici. A, nu merge. Nu merge. Încearcă să-mi iei mașina. Și să o împingi în față. Să o împing în față, adică? Da. Nu că am parcat-o să pot să mă urc. Nu, pur și simplu e o coliziune. Mamă. Mamă. Mamă, ce-mi face? O stangul meu. Mamă, ce ne-am făcut? Da, nu mergem. Adică... Fereastra aia... Era o coliziune invizibilă, știi? Nu-ți dea voi să te urci. Vrei să mai încerci? Ce? Vrei să mai încerci? Eu n-aș vedea vreo coliziune. Păi gândește că trebuie să facă un pic crouch să intre acolo și caracterul nu face crouch. Știi? Dar trebuie să te pui în control cum ar veni. Da, ce-am încercat și n-am mers. Uite. Și până la următoarea stație. Ah, uite. Și parchează-o gen așa. Din spate, de. O ajunge. O să-l vezi cu mașina. Un pic. Dă mai față. Da, și s-a prins în stație.
Ok. Au. Te împinge? No. Un pic așa? Au. Explodezi? A, uite. N-ai bubuit. Ți-a căzut ușa. Hai. Mai vrei să încerci? Nu renunți? Nu renunț. Bă, accelerație frână și ține într-o direcție. La mine nu merge. Ba da. Așa. Cine mă sună? Nu. Am, că n-are rost. Bine, n-are rost. Încheiem și trebuie să-și plec. Cam acesta a fost episodul pe ziua de azi, oameni buni. Sper că v-a plăcut. Data următoare cred că o să încercăm aceeași, o chestie similară cu trenul, mai că o să fie mai mult haos. N-a mers cum a plănuit ideea noastră. Din motive tehnice? Nu, că ți-a dat ție creș, dar pur și simplu am tras, adică am reușit să facem, ne-am urcat și așa mai departe, dar nu am făcut haosul la care ne-l doream. Cam atât. Deci nu vă urcați în tramvai, că vă plictisiți. Da. Cam atât pentru astăzi, oameni buni. La revedere! Pa, pa!